Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru luna noiembrie resurse. Resursele scorpionilor din luna noiembrie. În primul rând să vedem resursele voastre, da, din luna noiembrie. Să vedem sfatul oracolului Lenormand. Resurse luna noiembrie. Pentru scorpioni. Fericire, iau-te iubire, o ce frumos, dar și ceartă, ceartă din iubire. Deci am zice, sunteți fericiți, vă bucurați, aveți această dorință să vadă toată lumea cât de fericiți sunteți și de bucuroși de o iubire. Arătați această iubire, trandafirii înfloriți, deci este, cum să spun, primăvară în sufletul vostru, cu toate că e toamnă. Deci o lună de toamnă care va aduce iubirea. Este și o lună a voastră din 23 octombrie, 22 octombrie, soarele este în scorpion, deci să vă urăm și la mulți ani scorpionilor, la toți. Dar, așa cum vedeți, aveți și o ceartă. Deci această iubire, această fericire, care întotdeauna când apare soarele, eu spun, este bine să păstrați această fericire în sanctuarul inimii voastre sau în cercul conjugal. De ce? Fiindcă soarele întreține viața atâta timp cât are ce evapora. Când nu are ce evapora, el poate să distrugă. Deci, gândiți-vă în primul rând la aspectele, dacă sunt cunoscute de toți, că sunteți prea fericiți, se găsește cineva care să vă pună o piedică. Și iată că se pune. Aveți această ceartă. Deci voi vă doriți să fiți fericiți, aveți această iubire la care țineți foarte mult, dar aveți și un blocaj, o ceartă. Unde cam vă spuneți tot ce aveți de spus. Și trebuie să fiți foarte atenți, să lăsați loc de împăcare, dacă puteți. Dacă nu puteți, atunci trebuie să vă pregătiți de această separare, ca fiecare să-și urmeze drumul. Să vedem ce spun tarotul ermetic, ce spune pentru aceste resurse ale voastre în luna noiembrie, resursele voastre în luna noiembrie ale scorpionilor. Lumea spune foarte bine că lumea reprezintă o schimbare care depinde de voința voastră. Este ca un fel de talisman al norocului. O situație foarte bună, vă schimbați gândirea, modul de a comunica, sentimentele, creativitatea, energia, vitalitatea. Sunteți într-o continuă mișcare, aspect care este foarte benefic pentru voi, scorpioni. Concluziile asupra voastră. Blocajul. Ce se va întâmpla la începutul noiembrie? Trecutul. Ce vă mai influențează încă? Viitorul. Așa cum sunteți voi. Ceilalți. Cei care vă înconjoară, speranțele și finalul. Uite că voi primiți ceva bani. În primul rând, concluziile asupra voastră, un 3 de cupe. Observați. Distracție, Mercur în rac, comunicare,
comunicare cu cei dragi, arătați relațiile voastre, vă faceți noi relații și vă simțiți foarte bine la această petrecere. Dacă observați, fiecare cupă are floare, frunzulițe, totul e frumos. Blocajul vostru din viitor este legat de mica benefică, de Venus, de împărăteasa. Poate o iubire puțin pătimașă, o iubire care impune anumite restricții, fiindcă întotdeauna știți împărăteasa, că vă spun întotdeauna împărăteasa, vă spune doriți-vă ce este posibil. Dar voi, fiind scorpion, s-ar putea să impuneți în această iubire anumite restricții, anumite aspecte, deci să o pasiune, o posibil, cum să spun, o posesivitate, să fiți cumva posesivi în această iubire. Și Venus arată într-adevăr mica benefică, împărăteasa, fertilitate, tinerețe, iubire, sentimente nobile, dar și puțină autoritate, fiindcă este împărăteasă. Și aici trebuie să. Dar și riscul de a cheltui destul de mult, care poate să vă aducă niște blocaje. În schimb, ce se va întâmpla în primele zile din noiembrie, aveți o prințesă de cupe. Din câte observați, în semnele peștilor, avem peștii reprezentați, ne gândim la o persoană cu foarte tânără, poate să fie un copil, dar poate să fie lacrimi legate de o iubire. Poate să fie o relație pe care o aveți, o relație, cum să spun, pe care o stabiliți la această petrecere, fiindcă ați văzut, semnul este de distracție pe voi. Și această persoană este înlăcrimată din cauza răutății celorlalți, bârfă, minciună. Cam asta reprezintă această prințesă de cupe. Poate să fie și aspectul pe voi, mai ales dacă sunteți femei foarte tinere. Poate aveți o planetă importantă în pești sau în casa respectivă care este, să zicem, și cuprinde zodia pești și atunci aveți acest aspect de lacrimi. În schimb, dar lacrimile, așa cum am spus, sunt legate de iubire, nu de bani. Trecutul vostru arată că ați avut o inițiativă pentru a obține o creștere a unei afaceri, o dezvoltare, o expandare. Fie că e vorba de comunicare, de transport, de comerț, ați vrut bani, ați vrut energie, hotărâre. Aveți aici soarele în berbec, ceea ce dă foarte multă putere. Deci asta v-ați dorit și ați făcut în trecut. Acum influența este a unei șanse pe care v-ați luat-o. Ați luat probabil o șansă în trecut, o șansă pentru care n-ați fost poate pregătiți, dar voi v-ați dorit această șansă. Ați dorit să ieșiți din stagnare, să începeți ceva creativ, nou. Și am putea spune că aveți și riscuri. Nu sunteți pregătiți pentru ceea ce ați început, fiindcă orice proiect nou început presupune să avem și o anumită pregătire pentru a-l duce la bun sfârșit. S-ar părea că voi vă bazați mai mult pe bunăvoința cerului decât pe pregătirea voastră și lucrul acesta vă face vulnerabili. Ceilalți știu și vă consideră aventurier și nici nu se uită spre voi. Viitorul în această lună este un as de spade. Clar, voi veți vrea să impuneți cumva rațiunea, să aduceți rațiunea în aceste relații de afaceri, fiindcă gândim despre bani, dar totuși voi aveți și blocajul pe iubire. Poate să fie vorba de o iubire, să zicem, față de o colegă, față de un șef, față de
o persoană care are poate aceeași afacere cu a voastră și vă doriți să ieșiți din această stagnare, să aduceți rațiunea, să impuneți rațiunea, să aduceți spada, spada care vine și împarte dreptate, îi ajută pe cei drepți, corecți și îi pedepsește pe ceilalți. Dar bineînțeles că avem și aici aspectul vostru, speranța. Voi mergeți în această lună cu speranțe, vă faceți speranțe, vă doriți să fie totul bine, să vă protejați drumul pe care ați plecat și să vă atingeți scopul. Acest nebun are și el un scop. Deci nu este nebun, așa. Nebun, ar putea spune, este considerat în primul pentru faptul că își dorește lucruri pentru care el nu-i pregătit. Și același lucru arată și această speranță. Speranța voastră să reușiți. Sperați, așa cum și nebunul speră la bunăvoința cerului. Cei din jurul vostru, 7 de cupe, vă arată, cum să spun, faptul că ei vă văd o persoană, Venus în Scorpion, care își face multe iluzii. Speră să aibă aceste cupe pline, își dorește, să zicem, reușită. E o persoană care visează. Asta văd ceilalți. Ceilalți asta văd. Visarea voastră, faptul că nu vedeți realitatea și nu vedeți în ce situație sunteți. În schimb, speranța voastră este la un prinț de monede. Un bărbat cu ascendent zodia în fecioară este un bărbat care călătorește foarte mult. Dacă îl comparați cu ceilalți prinți aici, nu mai am alt prinț, dar dacă l-ați compara, ați vedea că el este dotat cam cu toate, este creativ, nu este cu spada în mână, gata la război, cum este un prinț de spade. El este creativ, el știe să câștige și să facă resurse din orice. Are această creativitate. Poate fi vorba de un bărbat care are ascendentul, zodia, așa cum am spus, în fecioară, după semnele pe care sunt trecute. Foarte mulți consideră că nu legăm de astrologie, dar înseamnă să de zodii, înseamnă că atunci să folosim un alt tip de tarot. Eu folosesc tarotul care nu îl inventez eu, fiindcă asta ar presupune să am 10 de ani de experiență în aceste cărți de tarot ca să pot să vii cu inovații sau să inventez altceva. Dar eu prefer să folosesc ceva care a mai fost studiat și de alții. Și iată că viitorul vostru, finalul vostru în noiembrie este generozitatea, un 6 de monede. Poate că speranța voastră la această persoană va aduce chiar generozitatea din partea acestui prinț de monede. Poate fi vorba de un partener de afaceri sau de o persoană nouă care vă cunoaște situația și vine și vă oferă o gură de aer. O șansă. O șansă să vă rezolvați niște probleme, o șansă să arătați ceea ce puteți să faceți în domeniul vostru de activitate sau poate să fie câțiva bănuți care să vă dea o gură de aer și să puteți să mergeți mai departe, să vă rezolvați niște situații financiare. Este un aspect foarte benefic acest, să știți, 6 de monede. Fiindcă el arată generozitatea. Dar întotdeauna când cineva este generos cu voi și voi trebuie să fiți generoși la rândul vostru cu ceilalți. Această generozitate. Deci, dacă trecem din nou în revistă viitorul, vă doriți să ieșiți din stagnare, vă doriți să impuneți rațiunea, să vi se facă dreptate și această spadă să vă ajute.
Dar blocajul vine de la Venus, mica benefică, de la o împărăteasă, de la o persoană care are o anumită autoritate, poate fi o șefă, poate fi o femeie, pentru care aveți anumite sentimente. Fiindcă întotdeauna Venus aduce iubire, dar aduce și această, să zicem, dorință de creștere, de dezvoltare, dar și tinerețe, pasiune și, bineînțeles, veți beneficia de generozitate. Veți avea un final pentru noiembrie bazându-vă pe generozitate. Primiți generozitate, oferiți generozitate. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.